Aproximativ 15.000 de fete cu vârsta de 10 ani vor fi vaccinate gratuit împotriva virusului papiloma uman, care va permite prevenirea cancerului de coluterin. Timp de 2 ani, Moldova va primi vaccinurile oferite de către Alianța Globală pentru vaccinuri și imunizare la solicitarea Ministerului Sănătății. Potrivit unui comunicat, imunizarea se va face în două doze la un interval de 6 luni. Vaccinarea protejează în mod sigur de infectarea cu virusul HPV, responsabil de provocarea cancerului de coluterin. Virusul se poate transmite pe cale sexuală și afectează numai persoanele de sex feminin, bărbații fiind doar purtători. Această maladie nu prezintă inițial simptome caracteristice. Cel mai frecvent boala este depistată într-un stadiu avansat. În anul 2015, în Republica Moldova, au fost înregistrate aproape 4.000 de femei cu cancer de coluterin, fiind depistate 290 de cazuri noi. Anul trecut, 149 de femei au decedat din cauza acestei maladii.